Ziua cu o gafă, la întâlnirea cu omologul său israelian, Benjamin Netanyahu, șeful guvernului s-a adresat cu domnule președinte în loc de domnule prim-ministru. Emil Box a corectat imediat, iar premierul israelian a trecut repede peste greșeală. Cei doi oficiali s-au întâlnit azi la Palatul Victoriei, iar Netanyahu urmează să aibă o întrevedere și cu președintele Traian Băsescu. Vizita lui Netanyahu în România este prima unui șef al guvernului israelian din ultimii 20 de ani.